viteză, domnule general, ce ușor poate fi mulțumită mulțimea. Nu păreți prea fericit. Trăim, domnule Goga, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicieni ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă, parlamentari contrabandiști. Nu ne prăbușim, domnule general, nici de numărul dușmanilor, nici de armamentul lor. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală, iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți.